Cadea Sighișoarei, noi, Ordinul Cavalerilor de Mediaș, o să prezentăm o prea frumoasă legendă a confruntării dintre cavalerii templieri aici de față astăzi. Vă prea mulțumim că ați venit aici în număr atât de mare pentru a da ascultare ce voi spune înaintea domniilor voastre, poveste cu tâlc petrecută chiar aici în ținuturile noastre. Noi, Ordinul Cavalerilor de Mediaș, vă poftim cu mic cu mare a vă așeza împrejurul nostru și a asculta povestea ce se dea până în fața domniilor voastre. Good day to you, noble guests. We want to thank you for being here in such great numbers and to listen to this wonderful story which happened long ago in troubled times. We, the Order of Knights of Mediaș, invite you all to sit around and listen to the story as never told before. Ceea ce vă voi spune e povestea bravilor cavaleri rătăcitori pe la porțile Orientului, ce au luptat cu patimă, curaj pentru cetatea sfântă Ierusalim. Multe le-au fost dat să vadă în acest pelerinaj, multe aventuri, multe suferințe au pătimit cu trecerea timpului. Fratele a pierdut frate, tatăl a pierdut fiu, fiul a pierdut tatăl. Prietenii s-au învrășbit în crunta încleștare împotriva hoardele sarasinilor iscusiți în ale luptei. Anii au trecut în schimb și furtuna deșertului a împins cavalerii noștri spre vechea și bătrâna Europa. Visul unei țări promise se spulberase ca o picătură de apă în dogoarea pustietății. Cavalerii noștri se întorceau acasă, încrâncenați. Războiul înrăise, le amărâse sufletele și simțirea. Erau plini de furie și puși mereu pe gâlceavă. Iubirea lor se transformase în ură. În această încleștare, cel mai apric, luptau două mari case nobiliare ce au răvășit întreg teritoriul transilvan, dispotele lor făcând suferinți de ambele părți. Nesațul era nemărginit și vărsarea de sânge nevinovat continua. Iată dar, nobil oaspeți, ce mândre se arată dinspre apus venind cavalerii casei de Lusignan. Dinspre răsărit îi vor confrunta vașnicii cavaleri ai casei de Ibelin. In these troubled times, two houses fought, ravaging the whole region of Transylvania. Here they are, how proud they appear, coming from the sunset, the knights of House of Lusignan, and from the dawn, the mighty knights of House of Ibelin. Cavalerii își aruncă ocări, se încaieră, lovesc. Spiritele sunt aprinse, își aruncă cuvinte grele. Vechile neînțelegeri de pe câmpul de luptă, din cruceadă. Și iată gâlceava începe. Opriți lupta! Nu vreau să mai plânge pe ulițele acestei cetăți. Ați uitat de vechiul cod al cavalerilor. Ei au uitat! Vă poruncesc să vă înfruntați în luptă dreaptă într-un turnir de arme cavaleresc, așa cum o făceați odată în timp de pace. Da, accept provocarea. Iată, n-ai rost să mai rec în sânge aceste străzi și poate să mai ne-am vinovați. Iată deci, Marea Doamnă de Transilvania le propune acestor două mari case să se întreacă într-un turnir cavaleresc. Am plecat împreună în cruceadă. Regele a spus să ne retragem. El mă acuză că l-am trădat. Nu înțeleg de ce e nevoie de acest turnir. Fie ca cel mai bun să câștige. O să găsim o cale să fie pace.
Așadar, Marea Doamnă de Transilvania a vorbit să fie turnir cavaleresc între cele două case, să stabilim de partea cărora este dreptatea, dar de data aceasta în luptă dreaptă, nu mișelește. Înainte de acestea, prea nobili oaspeți, vă prea prezint în scenă frumoasele domnițe de la Curtea Nobilă de Transilvania. Marea Doamnă de Transilvania, haideți să aplaudăm! Însoțită de domnițele curții, domnița Diana, domnița Ana, doamna Andreea, domnița Cristina, domnița Andrada, domnița Alisa și domnița Mihaela. Noble guests, here we witness the beautiful court of the Transylvania royal family. Iar acum chem în arena de luptă pe viteji cavaleri cruciați sub conducerea contelui Nicola de Lusignan. Mare maestru de arme, însoțit de cavalerii care vor participa în acest turnir. De partea cealaltă, contele, baronul Mihai de Ibelin, alături de bravii săi cavaleri. Înainte de a începe prea frumosul turnir, invit la un prea frumos dans pe domnițele noastre, spre încântarea privirilor dumneavoastră. Marea Curte de Transilvania, un prea frumos dans, prea nobil oaspeți, brav cavaleri, pregătiți-vă de turnir, nobile Nicola, cavalerii tăi sunt pregătiți.
nobilul Mihai îl va provoca pe însuși maestru de arme al casei de Lusignan. Nicola luptă la spadă de două mâini. Este conte de Jaffa și de Ascalon, numit comandant suprem al cavalerilor cruciați. Împreună cu sugerosul și fanaticul senior de Gherac, Marian de Chatillon a declarat război împotriva sarasinilor. Intră în scenă Ladislau, cel norocos care va lupta cu Bogdan la spada lungă. Ibelin este tânărul baron ce a apărat Ierusalimul doar cu o mână de cavaleri împotriva celor 200.000 de sarazini. Datorită curajului său și demnității de care a dat dovadă, sultanul Salahadin l-a lăsat să plece liber pe el și pe toți creștinii din oraș, fiind numit protectorul Ierusalimului. Nicola of Lusignan, Viscount of Jaffa and Ascalon, named High Commander of the Templars. Together with the fanatic and bloody senior of Kerak, Marian de Chatillon, they declared war upon the Saracens. Haideți să-i aplaudăm! În continuare, Van, cavalerul, lupta împotriva lui Dan. De asemenea, spada lungă de cavaler. Mihai of Ibelin is the young baron who defended Jerusalem with just a few loyal knights against the 2,000 Saracens. Due to his bravery and dignity, Sultan Salahadin led him free and all of the Christians in the city to depart for Europe. He was named the protector of Jerusalem. Se pare că se încleștează tot mai tare. Cruciații nu se lasă. Casa de Ibelin răspunde. În continuare, se pare că vor fi aruncați în luptă scutierii. Scutierul Iulian va lupta împotriva lui Cristian. Ocările continuă. Să vedem în continuare Ceaba îl va înfrunta pe Răzvan. Spada scurtă, scut și spada de două mâini. Cavalerii salută curtea și publicul. Haideți să-i aplaudăm, să-i încurajăm. Ce
degeaba te lupi la pungă. Mișcările sunt aprige. Nu se lasă niciunul. Cu greu sunt ținuți în frână de baronul de Ibelin. Să vedem. Iarăși spiritele se încin. Ocările continuă. Să vedem, scutierul Claudiu îl va înfrunta pe scutierul Cristian. Spadă scurtă. Scutierii vor să dovedească că sunt demni de a urma pe stăpânii lor și de a purta însemnele cavalerești. Sunt încurajați de maestrii lor de arme. Iarăși riscă o încăierare. Să vedem ce va face prea nobilul Dan de data aceasta împotriva lui Ciobo. Vor lupta la lance. O să modific, nu, îmi pare rău, chiar haideți să încurajăm o luptă periculoasă. Lance, spadă scurtă. Nobilul Nicola se pregătește. Iarăși se încaieră. Avem noroc. Avem noroc cu baronul de Ibelin, care reușește să-i mai potolească din când în când. Prea nobilul Nicola se pregătește să lupte cu Van la lance, de asemenea. Lupta e crâncenă. Nicola de Lansignan este îndemânatic în mânuirea lăcii. A luptat atâtea cruciade. Se pare că Van îl dezarmează. Se luptă aprit, dar nu cedează nobilul Nicola. Se pare că și în coifuri se luptă. Haideți să-i aplaudăm! Urmează scutierul Cristian împotriva scutierului Claudiu. La biciul de luptă împotriva lui Bogdan.
Atenție, public, urmează o luptă extrem de periculoasă. Vă rugăm să vă retrageți puțin în spate. Biciul de luptă este foarte periculos. Pentru siguranța noastră, vă rugăm, lărgiți arena de luptă. Cum trebuie, arma se poate întoarce împotriva cavalerului care o folosește. Această armă aduce frică atât printre cavaleri cât și printre hoardele de sarazin. Thank you.
își încurajează cavalerii. Haideți aplauze! Nestăvilit, baronul de Ibelin încearcă să calmeze spiritele. Este calm. Adunați-vă împrejurul, vă duc cuvânt de la majestatea sa, regele Ierusalimului, ascultați cuvântul. A poruncit regele Ierusalimului ca de azi înainte să vă stabiliți în aceste ținuturi și să întemeiați cetăți și a da așezare și ajutor Marii Doamne de Transilvania. Regele insistă să nu mai existe gâlceavă între cele două case de Lusignan și de Ibelin. Cavaleri, nu dați răspuns marelui rege al Ierusalimului. Îndrăzniți să nu ascultați cuvântul regelui de Ierusalim. Aduceți-vă aminte de vechiul cod și vechile prietenii care vă leagă aici și dați uitării dușmănia. De azi înainte, Nicola de Lusignan va da soț spre însurătoare casei de Ibelin, iar casa de Ibelin va da soață pentru această uniune binecuvântată de bunul nostru rege. Dacă așa va fi pace, cu inima strânsă, timpul nu va rezolva rana din inimă. Fie! Adevărat a grăit nobilul de Lusignan, Nicola. Iată pecetea cu care va lega cele două case, inelul sfânt de la Ierusalim adus pentru a lega cele două case. Casa de Lusignan va înmâna prin fiul acesteia inel prea frumoasei domnițe. Vreau ca doamna dată să fie vrednică pentru fiul meu. Doamna pe care o dau eu de soață este sora mea, domnița Alisa. Fie ca această căsătorie în fața noastră, în fața tuturor și în fața bunului Dumnezeu să aducă pace pe acest râu și prosperitate pentru toți. Deus locul! Iată dar cei doi însurăței care pun capăt războiului. Vă rugăm să-i aplaudați împăcarea dintre cele două case de Lusignan și de Ibelin. Iubirea triumfă din nou! Doamne
de Transilvania dorește să vă grăiască, nobil cavaler, dați ascultare! Fie ca binele să învingă pentru totdeauna și tocmai pentru a sărbători cu noi, haideți să dansăm, haideți să păstrăm tot ce e bun în inimile noastre medievale. Frumoasele domnițe sunt invitate să ia parte la acest dans. Aplauze pentru domnițele Curții de Transilvania.
Iată, nobil oaspeți, Ordinul Cavalerilor de Mediaș v-a încântat privirile voastre astăzi, în această frumoasă zi în cetatea Sighișoarei. Marea Doamnă de Transilvania, Daniela, însoțită de alesele curții, domnița Alisa, doamna Andreea, domnița Ana, domnița Diana, prea frumoasa domniță Cristina, domnița Mihaela, domnița Andrada, neînfricatul nostru străjer, Radu, un pic mai înalt decât spada pe care o poartă. Iar acum am plăcerea să prezint casele potrivnice de astăzi. Vom începe cu casa de Lusignan, nimeni altul, camaradul meu de arme, prea nobilul Nicola de Lusignan. Cel mai brav și neînfricat iute la mânie. Alături de cavalerii săi bravi, scutierul Claudiu, puțin cam timid, dar neînfricat, cavalerul Răzvan de Saxonia, tânărul nostru însurățel, scutierul lui Iulian, pus la grea încercare astăzi, cavalerul Ladislau de Varna, zis cel norocos, și scutierul Dan. Iar acum, prea nobila casă de Ibelin, în frunte cu baronul de Ibelin, Mihai, cel care a reușit să aplaneze conflictul, a adus pacea și a dat soție spre însurătoare, însoțit de scutierul Cristian, alături de camarazii săi de arme, Bogdan cel Bun, cavaler temut de toți cavalerii din această regiune, urmat de semețul cavaler Van, olandezul de Flandra, nu în ultimul rând, cavalerul nostru Ciobo de Pesta, zis cel iute ca vântul. Ați văzut mișcările lui rapide și aprige. Aceștia sunt cavalerii de Mediaș, Ordinul Cavalerilor de Mediaș, împreună cu umilul dumneavoastră crainic și herald Radu de Alba. Vă prea mulțumesc că ați fost alături de noi în această poveste. Vă mai poftim și vă mulțumim că sunteți în cetatea Sighișoarei. Ordinul Cavalerilor de Mediaș!